Stimați telespectatori, bun găsit! Urmăriți în continuare emisiunea informativă Evenimentul Zilei. Sărocenii luptă cu câinii vagabonzi. Numărul acestora, mai ales pe timp de iarnă, a crescut considerabil. Oamenii sunt nemulțumiți și spun că le este frică să meargă pe stradă. Ce măsuri întreprind autoritățile locale? Aflați în reportajul ce urmează. Problema maidanezilor în orașul Soroca rămâne și în continuare una foarte acută. Numărul patrupezilor fără stăpân a crescut. Acum, pe timp de iarnă, aceștia se arată tot mai mult pe străzile orașului și mai ales în preajma gunoiștilor, în căutarea hrănii. Oamenii sunt îngrijorați și cer soluționarea problemei. La Soroca nu lângă gunoiști. Foarte mulți. Mare deranj fac. Dimineața, dacă ieși mai dimineața la lucru, n-ai chipa să treci. Îi strâng să-i fac unii. Ceva pentru dânsii, după oraș, ceva să construiască. Stai de mulți. E că după acasă uitați că sunt vreo 20. Desterilizat ar fi bine. Păi dimineața când mergem la lucru, în tot, dimineața ei dice să grămădesc și fac o nevoie. Și copiii merg la școală, merg, dar și la ei și mari ei să aruncă. Și trebuie de făcut ceva, de luat măsuri. De cele mai multe ori, victimele câinilor vagabonzi sunt copiii. Я шла, и меня укусила собака, и были очень сильные синяки. În Republica Moldova, legea nu permite ca maidanezii să fie eutanasiați. Singura soluție ar fi crearea unui azil. Însă pentru aceasta e nevoie și de mijloace financiare, de care la moment primăria nu dispune. Ni денег в городском бюджете, ни законодательных норм для того, чтобы каким-то образом уничтожать этих животных нет. Конечно, выходом стало бы открытие специального приюта для бродячих собак и оказание им специальной ветеринарной помощи, в том числе и стерилизации. Однако это, опять же, предусматривает серьезные финансовые вложения, которыми на настоящее время примария не располагает. Potrivit primarul orașului Soroca, chiar dacă ar exista mijloace financiare, acestea ar fi utilizate în alte scopuri. И если говорить о приютах, то в первую очередь из тех денег, которые у примарии появятся, будет открыт приют для престарелых людей, в котором престарелые смогут получить достаточный уход, социальный, медицинский, достаточное питание, потому что, к большому сожалению, и такого приюта в Сороках нет. Problema maidanezilor în orașul Soroca va fi discutată mâine în cadrul unei ședințe extraordinare a Consiliului Orășenesc. Советник городского совета господин Чувага инициировал вопрос о разработке программы по борьбе с бешенством, который завтра будет обсуждаться на внеочередной сессии городского совета Сорока. В том числе речь пойдет и о том, что делать нам с бродячими собаками, потому что риск заражения бешенством существует и от этих животных. Primarul orașului Soroca, Elena Bodnarenko, spune că soluționarea acestei probleme va depinde de decizia Consiliului Orășenesc, dar totuși se va încerca să se atragă și careva proiecte ce ar permite construcția unui azil pentru maidanezi. Sunteți pro sau contra modificării Constituției? Doriți sau nu această modificare? La această întrebare vă puteți expune opinia pe site-ul sortv.md. În ultimul timp, în presă se vehiculează tot mai mult subiectul modificării Constituției. Site-ul sortv.md vă oferă posibilitatea să vă expuneți părerea în acest context. Opțiunea 1. Sunt pro ideii de a organiza un referendum pentru modificarea Constituției și, ulterior, reducerea numărului de voturi de la 61 la 51 pentru alegerea președintelui țării. Asta va permite ca pe viitor președintele țării să fie ales, iar astfel de crize politice să nu se mai înregistreze. Da, sunt conștient că această soluție e la limita legii, dar cred că e cea mai bună pentru a depăși această criză politică. Sau puteți alege opțiunea a doua. Sunt contra organizării referendumului de modificare a Constituției. Acest parlament trebuie dizolvat și organizate alegeri parlamentare anticipate. Susțin această soluție chiar și cu riscul ca după alegeri să se înregistreze aceeași situație. Ulterior, dacă va fi nevoie să fie organizate noi alegeri, așa cum prevede actuala Constituție. Legea supremă nu are nevoie de modificări, ea trebuie respectată. Tot aici puteți lăsa comentarii la acest subiect pe forum Index, unde puteți alege opțiunea sunteți pro sau contra modificării Constituției.
Stimați telespectatori, ați urmărit evenimentul zilei pe care îl puteți accesa și pe internet sortv.md. La revedere!